Deci mie nu vine să cred cum a trecut anul acesta. Chiar sunt foarte, foarte curios dacă vouă vă vine să credeți. Mie chiar nu vine să cred cum a trecut anul acesta, dar da, mai sunt câteva zile și trebuie să facem niște chestii interesante, așa că mă duc la Darusel ca să-i spun și eu niște treburi, că na, trebuie să facem și noi să fie foarte, foarte frumos, că habar n-am ce să mai fac astăzi, chiar n-am nicio idee și chiar vreau să fac ceva foarte interesant, că e și zăpadă, e Crăciunul, frate, și este ultima, aproape este ultima zi din an și noi, da, nu putem să mai facem nimic, dar mă duc acum la Darusel să-l întreb și eu, bă, dar chiar sunt curios ce face Darusel și după să merge. Hai, oane dai, în stânga, în dreapta, dai, bună, dai. Bine, ma, ce fai mai aici, bă, dar să-l iar te joci cu mine pe calculator, bă, dar să-l treci anul și tu tot pe calculator te joci? Pe burafele, bă, uite, bă, ulea, că burafele, treci anul, se face un an și de când mă juc, și asta mă jucă cu el. Ce, mă, bă, dar să-l nu te înțeleg, bă, ce, a, uite-te la Alex puțin, mă, ce facem asta aici, a plecat, mă, dar să-l ce zici tu acolo, bă, stai, mă, calm, bă, dar să-l te-ai speria că am venit, eu zic ceva, ce faci tu, de ce te joci cu Ion în continuu? Eu sunt trist că n-a trece anul și n-a, acum mă joc cu Ion, că după un an, eu nu mai pot să mă joc cu Ion, că trece anul, într-un an, nu mai joc cu el un an. Cum adică nu te mai joci, bă, cu Ion un an? Cum să nu te mai joci cu Ion un an? Păi ce, mă, ce fac? Uite, de ne-a spart geam, doamne, ce nesimțit e, bă, în fine, hai, mă, dar cum adică nu te mai joci, mă, cu Ion un an? Cum să te, nu te mai joci cu Ion un an? Ce are Ion? Ce face un an întreg? Mai sunt câteva zile și treci un an de când mă joc eu, nu te... 2023, 2024. Și asta ți se pare ție că trebuie, bă, trece anul, dar să-l, dar nu stai un an fără joacă. Stai câteva zile, că mai e foarte puțin, dar să-l, ce faci tu? Aaa, pe fiantă, bă, Rafle, dacă tu ești aici, ia tu te afară acolo la porcăria. Bă, bă, Alice, fiantă, Alice, vino. Stai puțin. Mă, dar să le poți să spui și mie, lasă pe Alice, că e nebună, știi cum facea? Poți să-mi spui și mie ce ai de spus, că deja mă enervez, dar să le poți să te... Adică nu te mai joci cu Ion, acum ce faci? Te-ai ridicat, nu mai vrei, ce mai vrei să faci acum? Păi fii antară, bă, Rafale, eu ți-am pregătit ție și lui Alice un cadou și fii antară, Rafale, dacă stai puțin, ce, ne-ai pregătit un cadou sau cine ai pregătit? Păi de ce a făcut Alice? Poți să spar și aici, doamne, tu ai pregătit lui Alice un cadou și a spart geamurile, nu? Ia stai așa, gata, bă, Rafale, și fii antară, bă, Rafale, ia-mi cu mine afară, vino. Doamne, ce mă enervează, dar să le așa mai am o zi o dată, dar să le vorbești o dată că ce stai așa și vorbești, nu vorbești nimic, dar să le mă plictisești. Ce să vă dea? Citește aici, bă, fiantele, te-a lăsat, pa. Ce să citesc, mă? Da, wow, bă, mă și enervează, dar să le sincer, și Alice nu știu care e faza cu ea, ce tot făceam acolo, dar în fine, să vedem. Da, bă, ce m-a scris ăsta, dar să le, că nu înțeleg ce ai scris în el, bă, dar să le așa, da, dar să le, ce fac? Da, în fine, n-am ce să fac cu Darusel, sincer, bă, eu, Darusel 2012, am făcut un treasure hunt, mă, nu știe să-mi scrie, Darusel, bă, dar ce scris e ăsta, e un scris urât pentru voi, am ascuns 5 cadouri în casa noastră, casa lui Alice și chiar Diner, primele două cadouri sunt în casa noastră, două cadouri sunt în casa lui Alice și ultimul cadou este în Diner, o să scrie pe cadouri pentru cine este cadoul noroc nabilor, ok, după ce că Darusel a scris foarte, foarte urât, mă, ce cadouri face Darusel și el vrea să ne ieșcăm față ascunsele cu cadouri, adică să căutăm niște cadouri, mă, ce vrea să Darusel să facă, mă, dar să mă duc și la Alice, că a zis că și că ești pentru Alice, dar sunt două cadouri la mine, două cadouri la Alice și un cadou la Diner. Cum adică, mă? Adică două cadouri la mine. Bă, Alice, bă, pe unde ești, mă, Alice? Alice, vino încoace, vino repede. Ok, deci uitați-vă și la asta, bă, deja mă cam enervează, nu știu. Bă, de unde e pură, mă? Da, mă, ce mai e așa? Stai că trebuie să-mi termin de făcut groapa. Ce groapă, mă, Alice? Ce groapă ai făcut? Ia, stai puțin. Bă, ce faci, mă, aici? Mă, Alice, ce e asta? Ce faci aici? Uite, aici îngropie oamenii. Bă, pleacă. Bă, Alice, stai puțin. Stai puțin, că tot ai să s-a dăngrăpat oamenii. Nu vrei să-i facem un farsă lui Darusel ca și cum că a murit el, dar gen să-i punem, să ne plângem așa la el cum ar veni, că a murit, că nu știu ce. Cum adică, bă, Rafale, cum adică? Păi nu, da, aia că te-am văzut pe tine, da, Darusel, crezi că făceam, da, de ce tot pleci, Darusel, că nu te înțeleg, ce vrei să faci? Nu știu, papa, ui! Hai, zi ce-ai vrut. Bă, Alice, și că Darusel ne-a ascuns niște cadouri, a ascuns două la tine în casă, două la mine în casă. Hai. Și unul la Diner. Mă, stai puțin, așteaptă, a ascuns două cadouri, unul pentru mine, unul pentru tine, adică unul pentru mine la mine acasă, unul pentru tine la mine acasă, doar și aici la fel, cum ar fi. Deci vă rog să căutați prima oară în casa el. Ce, bă, dar stai puțin, bă, nu mai spura, Darusel, că nu te înțelegem, bă, fie calm, a plecat Alice, unde e? Ia cum ești, fiantenă, bă, Rafael și Alice, prima oară căutați în casa mea și lui Rafael, după în casa a lui Alice și după la Daniel, ok, pa, pa. Ok, hai, rapid, stai puțin, cum urc, dar Alice, ajută-mă, cum, pe aici, fă, 3, 2, 1 și, bă, Alice, știi să
să-mi faci boost, să mă ajut să ai 3, 2, 1 și... Darusel, Darusel, ok, deci acum noi trebuie să căutăm niște cadouri, Alice. Da, hai, poate te și caută. Păi, cadouri aici, dar astea nu sunt cadouri, mă, ce cadouri, ascult-mă, Darusel, mamă, Alice, cred că știu unde ascult un cadou, fii atentă, cred că l-ascult, da, fix aici, ai avut dreptate, pentru că aici, da, uite, stai, nu lua, stai puțin că avem o carte de citit în ea, zis, bă, stai, nu lua, Ce e asta? Cine a pregătit? Alice, da, stai puțin, Alice, pune alea înapoi, pune... Stai, uite, book and kill, acest cadou este pentru... Pentru mine? Stai, că trebuie oprișit aici, pentru Alice. Stai puțin, dăm cadou, e pentru tine. Păi da, și da, să-ți nu să nu fur cadourile, ce mi-ai... Dă-mi de alea înapoi, dă-mi le-a dat, că nici n-am văzut ce mi-a cumpărat, mă, Alice, pe bune, mi-l bat să-și ajunge. Uite, ia, ce mi-a dat, mă, ce mi-a dat, bani, m-am calculat, bă, ce s-a, bă, stai, mi-a dat calculator și ceva, parmă, stai, cartea. Ok, acest cadou este pentru Rafaica, cine e Rafaica? Păi, nu știu, bă, așa scrie. Alice, de ce îți bagi? De ce mi-ai scris numele Rafaica? Ce înseamnă asta? Bine, eu am scris, hai, ia și citește. Ok, s-a luat un calculator nou, că l-am spart pe ăla vechi, m-am jucat pe altă formă și am dat rei și l-am spart. Ți-am luat și o carte de rețete ca să-mi gătești? Mă, cum adică mi-a spart, mă, calculatorul? Cum adică? Bă, dar să le acum adică mi-a spart calculatorul? Știu că ești pe undeva pe aici, ce mi-ai făcut, dar să le, că nu te înțeleg. Bă, ce sau te, bă, ce sau... Dar Alice, așa, ia și citește mai departe. Da, păi am citit tot ce mi-a scris, s-am citit, gata, da. Cum adică mi-a spart calculatorul, gata, ai citit, acum ajută-mă să-l găsesc pe-a meu, că nu-i corect numai tu, așa, da, hai. Bine, ok, gata, mi-a spart și mi-a smasa, mi-a spart și geam, ok, lasă, ok. Dar nici nu știu, ce mi-a dat, mă, ce mi-a dat bani, mi-a dat calculator, mi-a dat, ce mi-a mai dat, mă, ia, mă, ce calculator, dar nici nu pot să-l pun pe ăsta. Opa, mă, e interesant așa, bă, dar nu-mi place, mă, ăsta, nu, că el va pe mine înapoi. L-am găsit. Unde ești, Alice? Alice, unde ești? Bă, uite, vin încoa. Ia, dar nu știi că e pentru tine asta. Stai că citim acum pe harte. Păi da, ți-am zis să nu iei. Acest cadou este pentru Alice. Ce-ai făcut? Dă să văd, că nu te cred. Uite, ce amuzant e, dar să uite, acest cadou este pentru Alice, ți-am adus și îți place ție foarte mult și pizza pentru Pizza Girl, cel mai urât nume de steluțe, adică... Nu știu. Alice, da, mă, da, ce tot face Darusel aici cu toate treburile astea, că nu înțeleg, adică ți-ai luat tot aici, ok, Alice, ia-ți cartea înapoi, cred că asta era, și acum ce trebuie să mergem la tine, a zis că mai sunt două cadouri la tine, sau ce a spus el? Da, așa au zis, dar trebuie să avem grijă că poate ne face ceva, nu știu. Da, ai dreptate, cred că trebuie să avem grijă că cu Darusel orice se poate întâmpla, hai să mergem la tine acasă să vedem ce cadouri ne-a pregătit, mă, Alice, dar tu sigur mi-ai dat toate cadourile tale, Alice, la gen, ale mele pe care le-ai luat de acolo, dar nu le mai luat, fii atent, lasă-mă să citim acolo, adică citește ce e pe ăla dacă găsești și după te uiți dacă e pentru tine sau așa și să nu mai e, ok? Ok, da, hai să vedem și acum, bă, cred că ascund și la tine aici, Alice, cred că ascund și la tine aici, da, nu e nimic, pleacă, sau du-te să vezi, poate fi acolo, Alice, ia vezi, vino repede, Alice, du-te că poate n-am văzut eu bine, du-te tu să vezi, du-te, așa, du-te, da, ok, gata, Alice, acum cadourile sunt pentru mine toate, ia să mă uit că am închis acolo, ce faci, mă, Alice, ce faci? Dă drumul, că cadourile nu sunt pentru tine. Hai, gata, hai, urcă, Alice, urcă înapoi. Hai să le căutăm pentru că da, ai dreptate. Mamă, mi-a dat burger. Stai, mă, să mănânc burger ăștia că mi-era foame, sincer. Hai să ne uităm prin partea asta, Alice. Pe unde ar putea să fie un cadou? Deci un cadou. Deci nu e pe aici, pe sus. Mă, ce e asta? Ok, nu, am găsit și eu unul. Am găsit. Uite. Ce e asta? Stai puțin. Ce scrie? Citește tu, Alice, citește tu. Ia. Acest cadou este pentru Alice. Oh, ți-am trimis niște decorații de Crăciun, Halloween și ce scrie aici? Vacienti. Dă-mi să citesc, Alice. Cum adică, mă, ce scrie? Cum adică de Halloween? Ce Halloween, mă, că a trecut Halloween? Bă, dar să le tâmpit? Nu știu, dar ia și citește ce scrie acolo, că eu nu-mi dau seama. Vaci Bentines, ce scrie? Acest cadou este pentru Alice. Am trimis niște decorații de Crăciun, Halloween și Valentine's. Ți-am și trimis pizza pentru restaurantul tău. Nu, mă, ce scrie, mă, dar să le aici? Valentine's Day, mă? Alice, cum adică Valentine's Day? Tu ești cu Darusel împreună? Hai, lasă-mă să-mi iau cadourile. Uite, Alice, ai ceva să-mi spui? Nu, n-am nimic să-ți spun. Dar nu mai știi pe David? Ba da. Păi și cum adică, de ce ai scris? Bă, Darusel, îi place de tine sau tu ești cu Darusel împreună? Nu e nimeni cu nimeni. Păi și David? Cum adică, nu mai ești cu David? Nu știu. Stai că am primit un butoi cu item-e. Wow! Mă, Alice, ce sunt astea? Își bate joc de tine? Să-ți găsim o dată cadou.
Cum adică? Dacă ai deschis toate astea, Alice, cine s-a gândit Alice să trimită? În fine, dar Alice, lasă, ok. Mă, da, nu, pe bune, trebuie să facem curat aici, că nu se poate, sunt toate treburile astea aici, trebuie să facem curat și trebuie să-l căutăm, că mai e și ăla pentru mine, Alice, unde fi oare ăla pentru mine? Da, nu știu, dar n-ai zis că ai găsit tu ceva, parcă? Nu, n-am găsit nimic, dar ce faci aici, de ce le arunci aici? Pentru că n-am ce să fac. Asta e adevărat, chiar n-ai ce să faci, adică nu știu ce s-a gândit, dar o să trimit așa ceva de Valentine's Day și de Halloween. Cum adică, mă, Valentine's Day? Nu știu, scrieți-mi acum în comentarii, pare că am suspect, sincer, dar mă rog, trebuie să trecem acum să căutăm cadourile ce mai avem și da, nu, că deja... L-am găsit! Mă, cum l-ai găsit, mă, unde ești, Alex? Cum adică l-ai găsit? Unde ești? Sus? Unde ești, mă? Bă, da, uite! Ăștia sunt ursuleții pe care ți-am dat eu ție. Cum adică ai găsit cadou? Ăsta-i cadou? Uite, sau ce? Aici! Ce? Aici? Mă, dar stai puțin să scot eu astea, că am prea mult în inventar, Alice, nu pot să stau cu toate astea, ai răbdare. Așa, mă, Alice, gata, mi-am făcut astea, acum să-l deschidem frumos. Mă, dar cum l-ai găsit, mă, tu aici, pe bune, adică, pe bune, mă, ce face? Uite cum fuge. Lasă-l, că e amuzant. Ia să vedem, mă, ce mi-a pregătit Darusel, dacă ăsta ar trebui să fie pentru mine că l-a găsit Alice, ia să vedem. Acest cadou este pentru nabul de Rafael G, da, 100%, da, wow, foarte amuzant, Darusel, ți-am adus ție și mie, cum ce că, Alice, el mi-a făcut mie cadou și scrie că și-a adus și lui, cum ar veni că ești cadoul lui. Da, wow, foarte amuzant, nici nu ne bagă în seama, în fine, ia să citesc mai departe, ce scrie aici? Un animal de companie ți-am adus că ne trebuie și pentru că dețin diner, am luat un costum și niște ingrediente pentru tine ca să gătești, mă, Alice, cum adică? Și ce animal de companie mi-a luat? Nu mi-a luat nici animal de companie aici. Mă, ce fac eu cu toate prostiile astea? Lasă-le aici. Poți să le iei tu, Alice, că deja mă enervează. Mă, dar să ce animal de companie? Porc? Ăsta e animal. Mamă, ce amuzant ești. Hai, mă, du-te, mă, de aici. Dar să le lasă-ne. Și acum Alice a zis că mai e unul la diner, sau ce a spus el? Da, așa a zis. Așa mi-ai zis tu de fapt, că e unul la diner. Da, e unul la diner și ce cadou? Mă, dar ce? Mă, Alice, ți se pare amuzant ceea ce a făcut Darusel aici? Alice, așteaptă-mă. Stai, mă, hai să mai vorbim, Alice, că deja vorbesc prea mult și mă cam enervează. Mă, Darusele, ce e cu jocul ăsta, Darusele, poți să ne spui și nouă? Ok, nu vrea să ne bagi în seamă, deci Darusele, vrea să găsim totul cum ar fi în ea. Venim aici, venim aici la diner și ce găsim la diner? Mă, ce-ai făcut, mai spart geamurile pe aici? Nu, el e. Da, am înțeles, ok, Ali, și ce să căutăm, mă, ce să căutăm, să căutăm cadouri, ce cadouri, mă, pe aici? Cadou, mă, ce, mă cam enervează, Darusele, cu toate treburile astea pe aici, sincer, dar, mă, ce cu ce să stai aici, Alice? Contract de angajare, Alice, uite-te puțin, contract de angajare, Alice, unde te angajezi, Alice? Deci mie, bă. Stai. Contract de angajare, Alice. Ce? Mă, Alice, cum adică contract de angajare? La ce te angajezi, mă, Alice? Păi, ai resurs. Contract de angajare, Rafael. Cum adică, mă, stai puțin. Cum adică contract de angajare? Stai puțin. Deci el, stai puțin, dacă citesc ăsta, ne trebuie și pentru diner de țin, am un costum și niște ingrediente pentru tine ca să gătești. Mă, dar să le vreau să fiu bucătar la diner. Mă, dar ce vrei să faci? Poți să vorbești, dar să nu mai pui chesturi pe aici? Mă, ce fac? Alice, uite-te la Darusel. Taci, băi. Vezi lucra la diner după sărbători 2024. Păi, Darusel, cum adică să lucrăm la diner? Cine ți-a zis că o să lucrăm la diner? Bă, Alice, tu l-a spus asta? Da, chestia e că din ce văd contractul e cam semnat și nu prea... Păi cum adică ai semnat contractul? L-am semnat și pată, adică nu, că am nevoie la baie. Al meu e la mine, cum l-ai semnat? Bă, stai acum, da, adică, okay. Păi mai trimite când eu ți l-am dat, okay. Am nevoie la baie. Bine, asta înseamnă, mă, dar să ce cauți așa îmbrăcat? Adică, pe bune, care e treaba cu tine? Nu știu, bă, dar să le, mă, cam enervez, sincer, mă, du-te, mă, de aici, pe bune, la mă, nu-ți mai zis, bă, Alice, Alice, mă, tu, cum adică vrei să, tu vrei să ne angajăm la Darusi, la restaurant aici? Bă, păi, dar eu nu vreau, bă, că eu am pizzeria, bă, mă, de fapt, pleacă-mă de aici, că trebuie să vorbesc ceva. Păi nu ne mai angajăm dacă dă noi, lasă, că îl dă la, mă, pe mâna poliției, dacă face... Deci, eu m-aș angaja și îl storc pe el de bani, lucrez aici și după aia îi bag toți banii în pizzeria mea. Bă, vezi că ai dreptate, cred că o să fac și eu, să-mi deschid și eu afaceri ceva, că Darusel nu se poate... Bă, alo, cum adică, îmi faci mie concurență? Păi cum adică, cine a zis că deschide restaurant? Bine, hai. Ok. Așa, ne angajăm.
angajăm. Da, la ce să te angajezi, că uite, dar să cel mai ciudat de ăsta, nu știu, Alice, bă, poate dacă ar începe Darusel să vorbească cu noi, poate așa, dacă n-ar mai face așa pe mascota Darusel, uite-te cum s-a îmbrăcat, e fetiță, Darusel e fetiță, uite-te mă la el, e fetiță, Darusel e fetiță. No, Alice, eu, Alice, am o propunere, fii atentă, vino aici, vino aici, vino aici, eu zic să ne angajăm doar dacă Darusel o să vorbească cu noi, ce spui de asta? Sunt de acord. Ok, acum așteptăm ca Darusel să vină aici, poate are de gând să vorbească cu noi, ne pune la masă, dacă vine, dacă nu, nu, foarte, foarte bine, Alice, ne punem aici, stăm la masă și îl așteptăm, dacă vine, dacă nu, bă, nu, n-aș vrea să fac asta, dar poate cine știe ce, mă, ce tu faci, da, ok, las, să sperăm că vine Darusel și bă, dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentariu cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.